The vaccines. Vaccinurile. Whether you give them to kids. Le dăm copiilor sau nu. Or if the government forces you. Dacă guvernul ne obligă. Or just in general. Sau în general. I'm not here to tell you what's right or wrong. Nu sunt aici să vă spun ceea ce este corect sau greșit. I'm not going to tell you you need to go take your kids and all get vaccinated now. Nu vă voi spune să vă luați copiii și să-i vaccinați chiar acum. When you try to force your opinion on somebody else, când încerci să îți impui opinia asupra cuiva, you make the other person's opinion even stronger. Îl determin pe celălalt să fie și mai mult împotriva ta. Îi întărești și mai mult opinia lui. It's the same reason God does not force you to love him. Din același motiv Dumnezeu nu ne forțează să-l iubim. Eventually you would retaliate. You would go against him. Pentru că până la urmă vei merge împotriva lui. You need to follow him. Trebuie să-l urmezi pentru că așa-ți dorești. My idea is to try and get you to educate yourselves. Sfatul meu și ideea mea este ca noi să ne educăm singuri. When I was in nursing school, când eram la școală, we were forced to get vaccinated to go to the hospital. La școala de asistenți, eram obligați să ne vaccinăm ca să putem merge la școală. I believed in most of them. Am crezut în cele mai multe dintre ele, dintre vaccinuri, except for one. Cu excepția unuia. The flu vaccine. Cel împotriva gripei. I always refused to get it. Și de fiecare dată am refuzat să-l fac. And as a result, iar ca rezultat, I had to wear a mask. A trebuit să port o mască pe față. For about 12 hours a day. Cam 12 ore pe zi. They're not comfortable. Nu este confortabil. They're itchy. Te mănâncă. They're hot. Ți-e cald. And my professor at that time. Și profesorul meu la acel moment. He comes with you to the hospital. Vine cu tinerii la spital. Vine cu tine la spital. And he asks me, why don't I get the vaccine? Și m-a întrebat, de ce nu ți-ai făcut vaccinul? And he is the leader of the program at the hospital, the vaccination program. Și el este conducătorul acestui program în spital, cel care te îndeamnă să-ți faci vaccinul. And I tell him. Și i-am spus. I did my research writing papers for school. Mi-am făcut cercetările în notițele pentru școală. And for me it doesn't make sense. Și pentru mine nu face sens. In my research, în căutările mele, I found that in the vaccine, am găsit că în vaccin, they put three types of flu. Pun trei tipuri de gripă. And there are millions of types of flu. Și sunt milioane de tipuri de gripă. The flu working is like winning the lottery. Ca the flu vaccine working. Vaccinul împotriva gripei să funcționeze, ca acesta să funcționeze, e ca și când ai câștigat la loterie. And the winning from the lottery is you not getting sick. Iar câștigatul la loterie ar însemna ca tu să nu te îmbolnăvești. But the chances are very small. Dar șansele sunt foarte mici. For you to be okay. Ca tu să fii totuși bine. So for me it didn't make sense. Deci pentru mine pur și simplu nu avea niciun sens. And I tell him all this. Și am spus profesorului meu toate aceste lucruri. And he says, okay. Și el zice, bine. And I was surprised. Și am fost surprins. You're the leader of the flu vaccination program. Ești conducătorul acestui program împotriva pentru vaccin. Aren't you going to tell me to get it? N-o să-mi spui să-l fac? He said no. Și zice, nu. You did your research. Ți-ai făcut treaba, te-ai documentat. And it makes sense. Și are sens. He had a different idea. El a avut o idee diferită. But he respected mine. Dar a respectat-o pe a mea. Because I did my research. Pentru că am căutat. You have to, if you have an idea. Dacă avem o idee. You have to have a reason behind it. Trebuie să avem și un motiv în spatele acesteia. You can't just say because. Nu putem spune pentru că. On the other hand. Pe de altă parte. You have people who, when they are asked why they don't agree with vaccines. Avem oameni care atunci când sunt întrebați de ce nu sunteți de acord cu vaccinarea. They say because it gives you autism. Ei răspund pentru că provoacă autism. And I ask, okay. Și am zis, bine. Where did you read this? Unde ai citit asta? In an article. Într-un articol. But usually they pause before they say that. Dar de obicei fac o mică pauză înainte să spun asta. They think. Se gândesc. And
Already I know where they found it. Și deja știu unde au găsit articolul. But I ask anyway. Dar întreb oricum. Where did you find the article? Unde ai găsit articolul? Where do you think? Unde credeți? Pe Facebook, da. If you're looking for information, dacă noi căutăm informație on vaccines, despre vaccin and autism, și autism, don't go to www.vaccineswillkillyou. Nu mergeți pe www.vaccinurileteucit.com. It seems a little one-sided. Acolo pare puțin doar de o parte a situației. It's like me going to a website. E ca și cum eu aș merge pe un site. Pizzaishealthy.com. Pizzaesanatoasa.com. Normal că voi găsi informații că pizza e sănătoasă. It's very one-sided. You need to find from both sides. E părtinitor. Trebuie să găsim informații din ambele părți. So, before I read something, înainte să citesc ceva, I like to know who it's written by. Îmi place să știu de cine e scris. When you read a book, când citim o carte, on the front cover, pe prima pagină, there's the name of the book, este numele cărții, and the name of the author. Și apoi numele autorului. You need to know who wrote what you're reading. Trebuie să știi cine a scris ce citești. I'm not going to read a journal, an article. Nu voi citi un jurnal, un articol. On myocardial infarctions, heart attacks. Despre atacuri la inimă. Written by a plumber. Scrise de un instalator. No offense to plumbers. Fără ofensă pentru instalatori. But it's not their expertise. Dar nu este domeniul lor de expertiză. I'm a nurse. Eu sunt asistent. I have no idea how to build a house. N-am nicio idee cum să construiesc o casă. The only thing I can build is IKEA furniture. Ceea ce pot construi eu este mobila de la IKEA. Pentru că vine cu toate acele instrucțiuni. Because I was not trained to do so. Doar pentru că nu am fost învățat să fac asta. But in the beginning we read from Sister Ellen White. Dar așa cum am citit la început din Ellen White, knowing about the body, să ne cunoaștem corpurile, is vital, este vital, to the service of God. Pentru serviciul lui Dumnezeu. The next part of the vaccine discussion, următoarea parte din această discuție cu privire la vaccinuri, is that people like to follow these the two steps that I said. Este că oamenilor le place să urmeze acești doi pași despre care am vorbit. It was written in a journal, a medical journal. Era scris într-un jurnal medical. And it was written by a doctor and a medical a medical researcher. Și era scris de un doctor și un personal cercetător medical. Andrew Wakefield was a medical researcher and a doctor. El era și cercetător și doctor. And in 1998, și în 1998, he published a paper, a publicat un articol, saying that vaccines cause autism. Spunând că vaccinurile cauzează autism. This is perfect. We have a credible source. E perfect. Avem o sursă credibilă. Written by a person who obviously knows what they're doing. Scris de o persoană care în mod sigur știe ce face. Doctor and a medical researcher. E doctor și cercetător. What more can you want? Ce ne-am putea dori mai mult? We did everything you said, Jay. Am făcut tot ceea ce ne-ai zis. Need to look deeper. Să ne uităm mai adânc. In 2010, în 2010, Mr. Andrew Wakefield, această persoană, Andrew, not doctor anymore, nu mai este, nemai fiind doctor, was accused of 36 charges. A fost acuzat de 36 de acuzații. Of fraud and child abuse. De fraudă și abuz. Related to his research. Au fost cumva conectate cu cercetările lui. The Medical Council of Britain found out that he faked all of his research. Consiliul Medical Britanic a descoperit că toate cercetările lui erau false. He wanted to show the relation between vaccines and autism, and he faked everything to show. El a vrut să demonstreze relația dintre autism și vaccinuri și a contrafăcut informațiile. As a result, he lost his medical license. Ca rezultat, și-a pierdut licența de a fi medic. And is now shunned from the medical community. Și acum el este dat afară din comunitatea medicală. We need to look deeper to discover the truth. Trebuie să căutăm mai mult ca să descoperim adevărul. My goal today, dorința mea astăzi, is not to change your idea about vaccines or anything else. Nu este ca să vă schimb ideea cu privire la vaccinuri sau orice altceva. If you want to believe that vaccines cause autism, dacă doriți să credeți asta, că vaccinul cauzează autism, perfect.
Perfect, puteți să o faceți. But you have to give me a reason. Dar trebuie să-mi dați un motiv. You can't just say because I read it on Facebook. Nu puteți spune doar pentru că am citit pe Facebook. I encourage each and every single one of you. Vă încurajez pe fiecare dintre voi. To go home and to research. Să mergem acasă și să studiem. Everything that I said today. Tot ceea ce eu am spus astăzi. I beg you to go home and research. Vă implor să căutați și să mergeți acasă și să studiați mai mult. Don't believe everything I said. Go home and search for yourselves. Nu credeți tot ceea ce am spus. Căutați voi înșivă. It is the same with our religion. Este la fel cu religia noastră. Just because the pastor up here says something doesn't mean you should not study. Doar pentru că pastorul ne împărtășește de aici, de la Amvon, nu înseamnă că noi nu trebuie să studiem. Never stop searching for life's physical truths. Nu încetați niciodată în a căuta adevărul cu privire la sănătate. And more importantly, dar și mai important, never stop searching for God's spiritual truth. Nu încetați să studiați cu privire la adevărul spiritual. This is my wish and prayer for us today. Aceasta este dorința și rugăciunea mea pentru noi astăzi. Amen. Amin.